De copii din întreaga țară au venit ieri la Centrul Republican Artico, acolo unde au avut loc gala laureaților concursului Republican de Cântec Popular Pascal. În cadrul evenimentului, copiii au participat la ateliere de încondeiere a ouălor sau de confecționare a coșulețelor, iar adulții au admirat expoziții tematice Pascal. Gala laureaților concursului popular de cântec Pascal a fost o adevărată sărbătoare. Copiii au avut posibilitatea să participe la masterclass-uri de preparare a prăjiturilor, de încondeiere a ouălor și de pregătire a decorului pentru masa de sărbătoare. Am reușit să confecționez un iepuraș, și doi iepurași și un puișor. Ce să faci cu ele? Am să le dăruiesc oamenilor. Am făcut niște inimioare, niște steluțe rozovie și puncte roșii. Meșterul popular Bogdan Bârzu din Iași le-a arătat celor prezenți cum pot încondeia ouăle cu ceară așa cum se făcea pe timpuri. Sunt niște activități interesante. Necesită timp, dar satisfacția este mare, mai ales la copii, când rezultatul muncilor este împlinit cu succes. Mulți dintre băieți au fost preocupați însă de confecționarea instrumentelor muzicale. Vreau să încerc să fac un fluier. Știi să cânti? Nu, dar este experiență nouă. Astăzi am venit să arăt la copii cum se poate prelucra lemnul, adică un becișor, de transformat în un obiect care cu suflet. Scopul acestui eveniment, după părerea mea, este unul foarte și foarte important. În primul rând, valorificarea și propagarea tradițiilor populare pascale, care, din păcate, sunt uitate. Dar ele sunt foarte frumoase și foarte diverse.